dispoziție prin convocarea Consiliului Local ultimă ședință ordinară. Primarul Comunei Buciun de Subacou. Întâlnire dispoziția articolului 1, alineatul 1, articolul 68, alineatul 1 și articolul 115, alineatul 1, litera A, din legea număr 215/2001 privind administrația publică locală, republicată cu modificările și completările ulterioare, dispune. Articolul 1. Se convocă Consiliul Local Buciun în ședință ordinară în data de 28 martie 2019 la orele 13 la sediul Primăriei Comunei Buciun. Ordinea de zi este următoare. 1. Proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici de pe raza Comunei Buciun, județul Batou, inițiator primarul Comunei. 2. Proiectul de hotărâre privind utilizarea unei sume din excedentul bugetar al anului precedent în cursul anului 2019, inițiator primarul Comunei. 3. Raportul privind starea economică și socială de mediu al Comunei Buciun și modul de aducere la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Consiliul Local Buciun în anul 2018, prezentare primarul Comunei. 4 diverse. Domnul președinte, mulțumesc, domnule primar, dragi mei colegi, prezența este statutară, putem începe ședința. Pentru primul punct, supunem la vot ordinea de zi. Cine este pentru? Abțineri? Mulțumesc. Al doilea punct, supunem la vot procesul verbal din ședința anterioară. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului președinte, domnului primar, să ne prezinte punctul numărul 1 din ordinea de zi. Domnul primar, vă rog, aveți cuvântul. Expunere de motive la proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici de pe raza Comunei Buciun, județul Bacău. Doamne și domnule consilier, proiectul de hotărâre pe care l-am inițiat și supus spre aprobare de către dumneavoastră în această ședință se referă la aprobarea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici de pe raza Comunei Buciun. Motivația inițierii acestui proiect de hotărâre a fost determinată de faptul că în data de 5 februarie 2019 am primit la instituția noastră din partea ADIS Bacău adresa numărul 419 din 402-2019, prin care ni s-a comunicat că începând cu data de 1 februarie 2019, contractul de prestări servicii de salubrizare încheiate de agenții economici cu operatorul SC Romgaz Service au fost reziliate. De asemenea, suntem informați că începând cu aceeași dată, OAT-urile sunt obligate să încaseze taxa de salubrizare de la agenții economici în cuantumul stabilit din Consiliul Local, așa cum este menționat în actul adițional numărul 3 la documentul de poziție, articolul 2.1 respectiv, pentru asigurarea finanțării serviciilor de salubrizare a autorităților administrației publice locale, ale OAT-urilor, membre ale ADIS, vor stabili în area administrativă a fiecăreia taxa specială de salubrizare atât pentru utilizatorii casnici, cât și pentru utilizatorii non-casnici, în așa fel încât se poate acoperi suma de plată aferentă cantității de deșeuri generate de fiecare OAT. În parte, pentru servicii de salubrizare, proiectare și transport, respectiv operare, instalație, având la bază cu caracter minimal obligatoriu prevederile planului anual de evoluție a taxelor aferente. Prin urmare, în urma calculului făcut, a rezultat ca suma de 70 de lei la 0,5 m3 pe lună, utilizator non-casnic poate cel puțin deocamdată să acopere toate aceste cheltuieli. Mai se specific faptul că această taxă va fi valabilă începând cu 1 aprilie 2019 și va fi valabilă pe tot parcursul anului 2019, urmând ca în anul 2, în luna decembrie, să realizăm subiectul și să reanalizăm subiectul și să stabilim suma pentru anul următor. Față de cele mai sus precizate, supun spre aprobare proiectul de hotărâre privind stabilirea taxei speciale de salubrizare pentru utilizatorii non-casnici și pentru de pe raza Comunei Buciun, județul Bacău. Aici e vorba despre societățile care sunt, mai ales care generează gunoi, mai mult sau mai puțin, toate care au autorizații de la primărie. I-am zis 70 de lei, așa cum a fost și la Rombres, depășește 0,5 m cubi, se dublează și suma. Depinde de cantitate, peste 0,5 mai depui o cubelă sau două, depinde ce greutate o să fie. Zic că nu e mult, Romprestul luna trecută au încasat de la non-casnici 7 tone jumate de deșeuri, în afară de celelalte selectare, de deșeuri selectate. 7 tone jumate. Societăți mari nu prea avem. La 70 de lei cât am văzut, mai că suntem, nu acoperim.
mai că nu acopere. La, de la Casnic s-au strâns 22 de tone, 22 de tone 500, aproape 23 de tone. Și aici e foarte greu, o să fie și mai greu, dacă lumea nu înțelege că în pubela aia se pune numai gunoi menajer. Nu cenușă, nu molus după jos, mături, șanțul sau ograda, sau alte care dă pământ, bălegar, care dă greutate. Acum știți că plătim la tonă. La tonă se ridică prețul mai mult decât a fost pe persoană. Mare lucru, dacă nu reducem gunoiul, să ajungă la 10 lei de persoană. Dar sper că viceprimarul în fiecare marți o să fie pe lângă mașina de gunoi și pe toate ulițele, acolo unde sunt pubelele și nu au în ele și nu trebuie, nu le ridică. Și așa să putem să mai reducem din cantitatea care e. Dacă ar fi 550 de tone, cât am făcut anul trecut, 500 de tone, la vreo, spune numai 500 de lei, depozitarea și romprestul în mare, 5 ori 5,25, ar fi 2 miliarde jumate. Iar pentru cât am, anul trecut cât am plătit cu 4 lei pe locuitor, am 90 de mii de lei am plătit. 9.000 de lei pe lună la casnici. Iar acum aproape că se dublează suma. Atunci nu era vorba de cantitate, era vorba de fiecare persoană. Au văzut că iese rău, au trecut pe cantitate. Cam atât. Domnul președinte. Mulțumesc, domnul președinte. Dau cuvântul domnului președinte de buget, cu doar. Noutatea care este, așa cum a stat domnul primar, adică până acum Rompreștul avea contract cu fiecare societate. Ăștia sunt nouă casnici. Societăți comerciale aflate pe teritoriul UAT-ului. Acum suntem obligați ca tot noi să strângem acești bani de la societăți. Societățile având obligația lunar a plătit pentru luna ce a trecut. Sper să nu fie greutăți în strângerea acestor sume, având în vedere că și societățile sunt puține pe teritoriul nostru, sunt câteva care nu produc deloc, gunoi. Comisiile reunite au avizat afirmativ acest proiect de hotărâre. Mulțumesc, domnul președinte. Pentru că există un proiect de hotărâre foarte important, vă rog să scrieți la cuvânt. Dacă nu există în scrie, supunem la vot cine este pentru. Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă? Domnule arbitrate, punctul numărul 1 a fost votat. Domnul primar, vă dau cuvântul pentru punctul numărul 2 din ordinea de zi. Expunere de motive la proiectul de hotărâre referitor la aprobarea utilizării unei sume din excedentul bugetar al anilor precedenți în cursul anului 2019. Doamne și domnilor consilieri, acest proiect de hotărâre a fost inițiat ca urmare a necesității finanțării contractului de execuție a lucrărilor la obiectivul înființare rețea de alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în satul Buciun, comuna Buciun, județul Bacău. Suma de 325.000 lei propusă a fi utilizată este din excedentul sumei alocată ca fond de rulament al comunei Buciun în anii precedenți. Întrucât continuarea lucrărilor la această investiție este prioritară pentru comuna Buciun, rog analizați și aprobarea proiectul de hotărâre. Motivez legal acest proiect de hotărâre cu dispozițiile articolului 58 alineatul 1 din legea numărul 273/2006 cu modificări și completări ulterioare în care se prevăd 1. Excedentul anual al bugetului local rezultat la încheierea exercițiului bugetar pe cele două secțiuni după efectuarea regularizărilor în limita sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat prevăzut la articolul 6 litera A, a celor exceptate de la articolul 6 litera B și a transferurilor din bugetul de stat sau din alte bugete precum și după achetarea plăților restante. Se raportează în exercițiul financiar următor și se utilizează în baza hotărârilor
autorităților deliberative astfel, ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare. Având în vedere motivația de mai sus, rog analizarea și aprobarea proiectului de hotărâre. Aici e vorba de bani care mai sunt în contul de lumea, să achităm la investiții și pe urmă o să când ne vin, îi retragem înapoi. Cam atât este aici, domn președinte. Mulțumesc, domnul primar. Domnul președinte, Comisia de Buget, ce are de spus? În proședința anterioară, constatam existența acestui excedent bugetar. În proiectul de hotărâre, ați văzut foarte bine, domnul primar, pune și baza legală, în baza care ne dă voie să folosim acest excedent bugetar. Și, având bază legală în spate, nu există niciun fel de impediment pentru a folosi acești bani. Mai ales că un asemenea proiect foarte important pe care se derulează în momentul de față. Comisiile reunite afirmativ. Mulțumesc, domnul președinte. Dacă sunt înscrieri la cuvânt. Dacă nu sunt înscrieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Abțineri? Împotrivă. Domnul primar, vreți cuvântul pentru punctul numărul 3 din ordinea de zi. Aici eu o să vă citesc raportul. Cred că l-ați citit fiecare. L-ați citit fiecare. Dacă vreți să vă citesc, că cam a rămas totul din anul precedent la tot la starea economică, starea pe agricultură, starea socială a comunei. Cam suntem la fel ca și anul trecut. Numai că o să vă dau citire la ce s-a efectuat anul trecut și am propus anul trecut. În anul 2018 am realizat toate obiectivele propuse, mai puțin studii de fezabilitate și contractarea serviciului de consultanță pentru obiectivul modernizare instalației de iluminat public în Comuna Bucur. S-a renunțat temporar la acest proiect. S-a făcut numai ridicarea tubului, deoarece am considerat că dotarea Căminului Cultural Bucur, neputându-se introduce pe alt program de finanțare, poate fi introdusă prin GA. Astfel s-a întocmit proiectul, iar în momentul de față suntem la fața desemnarea contractului de finanțare. Atât, știți că am avut iluminatul public în comună, s-au făcut atunci ridicări de topul, am dat să fac drumul la studiul de fezabilitate, dar l-am oprit, fiindcă Căminul Cultural, dotarea Căminului Cultural, n-am putut să-l bag pe alt program, pe fonduri europene, și l-am introdus pe GA, unde suntem și noi în acest GA. În plus, în 2018, care nu am promis că realizăm, am făcut forajul de mare adâncime jos la pod, pentru supliment la 200 de metri adâncime, a costat în valoare de 100.000 de lei. Pentru suplimentarea cantității de apă la Comuna Bucur, dacă se întâmplă ceva cu apa de la Onești, nu se ridică la nivelul scade sau e secetă, poate avem noi găsim, deci avem cam un litru pe secundă, zic eu, până o să-i fac proba, dar în mare sper să am un litru pe secundă din prima probă făcută. Am cumpărat o pompă pentru mare adâncime la 130 de metri, la 380, și când o să facem rezervorul tampon și o să fie curent electric 380 acolo, de-abia atunci pot să mă leg la 380 și să fac probă câtă apă am și cât e pe secundă. Deci, pentru 2018, eu vă zic că am rezolvat totul, în plus forajul, iar pentru 2019, fiindcă nu avem bugetul, nu avem sumele, nu am făcut repartizarea sumelor și să le aprobăm, am presupus că putem face. Ce putem face în anul 2019? Deocamdată avem, la începutul anului 2019, s-a definitivat licitația și au început lucrările de execuție la obiectivul înființare alimentare cu apă, rețea de canalizare și stații de epurare în Comuna Bucur. Aici sunt banii pe AFIR,
au început licitația ținută, ați văzut că s-au început lucrările. Pentru extindere de alimentare cu apă și canalizare în comuna Bucium, e altă licitație, firma este de la Iași, dar nu avem autorizația de lucru. Autorizația de lucru nu avem de începerea lucrărilor și mai cred că mai durează cam o lună. O lună, o lună și aproape două, sper cât mai repede, cum avem autorizația în mână, putem da drumul la începerea lucrărilor. Cadastrul general s-a făcut anul trecut, se continuă și anul ăsta la bunele tarlale și parcele din comună. Se mai preconizează și suntem la dotarea căminului, finanțarea contractului de finanțare, semnarea contractului de finanțare pentru dotare cămin cultural la Bucium, suntem aproape pentru semnarea contractului de dotare cămin cultural. Întocmirea studiului de fezabilitate pentru alimentarea comunei Bucium cu gaz metan, lungime de rețea de 30 km, cu stație de reglare în Răcăuți, este tot o propunere pentru anul în curs. Deci tot pentru anul ăsta, de fiecare care o să avem, să dăm drumul la documente, la studiul de fezabilitate, la tot ce ne trebuie, pentru aici, pe programul care o să fie depus, ne trebuie și autorizația de construcție. Am mai propus întocmirea studiului de fezabilitate pentru asfaltarea drumurilor locale în comună de aproape 18 km. Buciumul tot și Răcăuțul. Aproape tot și Buciumul și Răcăuțul. Mai rămâne fața la drumul ăsta de 6 km care poate îl prindem pe alt program. Când se termină lucrările, o față de vreo 10 cm pusă iar peste el, cum ați mai văzut în alte localități. Pentru anul ăsta ar mai fi întreținerea iluminatului public existent, întreținerea sistemului de alimentare cu apa satului Răcăuți, administrarea în continuare a colectării gunoiului, igienizarea, curățenia și asigurarea culemnei de foc pentru cele două școli din comună. Se vor lăsa drumurile în toată comuna unde e necesar, dar mai ales acum după canalizare și apă, cam e necesar peste tot. Ar mai fi să mai oprim niște bani, aici l-am mai scris pentru anul ăsta, de la drumuri, să aducem balastul ăla de la Belș, care ne-a aprobat Apele Române, vreo 2000 de metri cub, să-l aducem și cu balastul ăsta și cu ce mai pot pune ăștia cu lucrarea, să aducem drumurile până la asfaltare cât de cât practicabile. Se vor acorda ajutor financiar pentru bisericile din comună și aici, tot la fel, dacă vedem bugetul și avem, sper să acordăm și acolo, că și ei au lucrări începute, au și ei de făcut ceva la biserică. Se va asigura finanțarea necesară pentru buna desfășurare a administrației publice locale la Bucium, adică tot aparatul și tot ce trebuie, da? Salarii și de tot ce avem, întâi trebuie să asigurăm astea și pe urmă mai vedem. Despre sursele de finanțare și sumele repartizate pentru fiecare dintre aceste priorități, nu am putut să vă fac referire deocamdată, motivat de faptul că bugetul local al anului 2019 nu a fost aprobat încă. Cu ocazia analizării proiectului de buget, vom relua aceste obiective și vom stabili valorile ce se vor aloca. În finalul raportului aș dori să aduc la cunoștință Consiliul Local că întreaga activitate desfășurată la Primăria Comunei Bucium în anul 2018 a fost bună. Doresc să mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în ceea ce am realizat în anul 2018, care au înțeles scopul nostru ca autorități locale și să-i asigur la rândul meu de același sprijin. Vă mulțumesc din tot sufletul că mi-ați dat acordul și s-au făcut și am realizat și s-a realizat până acum în comună. Cu această ocazie vă mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul primar! Dacă sunt înscrieri referitor la acest punct. Dacă nu sunt înscrieri, vă rog, domnul președinte. Prin prezentarea subțintă a domnului primar, cu acordul nostru, bineînțeles, toți am la cunoștință despre conținutul acestui raport, s-a văzut de departe că un sprijin deosebit acordat pentru realizarea acelor obiective prevăzute în raportul prezentat de domnul primar a fost Consiliul Local. Așa cum știți, suntem
majoritari în acest consiliu local, membrii PSD-ului, dar aici trebuie menționat și faptul că și cei aparținți altor formațiuni politice au îmbrățișat și au votat alături de noi proiectele prezentate de către primarul nostru, aparținând PSD-ului, drept pentru care le mulțumim, cel puțin eu personal le mulțumim pentru asta, înțelegând că lupta politică este alta, gospodărârea comunii este altceva. Dar vreme cât e folosul comunității, firesc, da. Nu? De asemenea, tot ce s-a propus, asta a fost făcut pentru binele cetățenilor acestei comuni. Perspectiva sună bine, dar va trebui să așteptăm până când, cred că luna care urmează, vom discuta și bugetul. Sumele sunt... Sunt bunișoare. Bunișoare. Nu putem spune foarte bune, dar bunișoare... Față de alte comuni. Față de alte comuni, chiar îl informam cu domnul primarul, am văzut ședința Consiliului Județean pentru repartizarea sumelor pe comune. Nu stăm rău. Câteva comune au primit, într-adevăr, sume mai consistente, peste 1 milion de lei, dar având în vedere că s-au transferat acele plăți cu handicapații, cu asta pentru OAT-uri, sumele sunt între 428 de milioane până 428.790 și 800.000 de lei. Având în vedere că la nivelul Consiliului Județean sunt niște rezerve alocate care rămân la dispoziția Consiliului Județean pentru a completa acolo unde nu ajung fondurile. Să dea Dumnezeu să putem realiza ceea ce domnul primar a menționat în raport ca lucruri de îndeplinit și să-l asigurăm că atât timp cât vom observa și vom vedea că proiectele de hotărâre prezentate de Consiliul Local sunt în beneficiu comunii și pentru cetățenii acestui comun, va avea sprijinul nostru în totalitate. Mulțumesc frumos! Mulțumesc, domnul președinte. Și ar mai fi o restanță tot la bugetul anul ăsta, dacă aș avea de unde bani, și sigur, trebuie să-i găsim, să dăm drumul la studiul de fezabilitate, etapa a treia, pentru ce ne-a rămas, Arăcăuți, între la fântâna lui Boteanu până la Hotarul Păoneștiu, la Daniela Oprea, ar fi vreo 3 km și pe Răcăuți și vreo 3 km pe Buciu. Deci la Cămin până la Danciu, de la Belinchi până la Pilicov, e porțiuni mici, faza a treia, porțiuni mici, la Gheorghiță Păslaru, bucățica aceea de drum acolo, vorbesc numai de canalizare. Apă e peste tot. Numai canalizare, ar mai fi la, numai cu pompe, și ne trebuiesc multe pompe și pompele sunt foarte scumpe, pompă la Balan, pompă la Daniela Lobrea, două la Răcăuți, mai sunt patru la Bucium. Una la fermă, una la Ironim, una la Vândar și una la Mititel. Acelea ne duc la prețuri foarte mici. O să mai ajung iar cu tot cu documentație, cu studiul de fezabilitate, cu PTH și cu tot cu lucrare, în jur de 1 milion de euro. Dar trebuie făcute, sunt case, sunt și în zona, sunt case, se vor mai construi și sperăm că dacă nu facem acum și să prinde asfaltul și se toarnă asfaltul, e mai greu. Costume. E mai greu pe urmă. De-aia aș vrea să dau drumul repede. Dacă o să pornească PNDL-ul, o să înceapă PNDL-ul 3 la restanța asta pe extindere și pe fondul de investiții, care ați văzut unde sunt împrumuturile alea, de vreo 10 miliarde de euro, putem să ne împrumutăm, unde este o sumă alocată de vreo 10 miliarde de euro pentru toată țara. Acolo, nu știu, n-am văzut normele metodologice, nu au apărut, e vorba de putem să ne împrumutăm și să-i dăm de 20 de ani înapoi, vorbind de gazul metan și asfaltarele cele 18 km. Dar aia se poate lua numai în baza autorizației de construcție
în mână. Ai autorizația de punere și îți dă împrumutul. Dar acolo mai durează, nu știu când o să dea normele metodologice, să știm exact cum pașii care trebuie să făcuți. Până atunci, dăm drumul la hârtii, la studiu de fezabilitate, la tot ce trebuie, la avizii, documentație, PTH, cam atâta pentru ziua de azi. Dacă mai, primar, dacă mai sunt înscrieri, dacă nu sunt înscrieri, supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc, abțineți. Vă mulțumesc. În continuare, avem punctul diverse. Dacă sunt la diverse, dacă aveți probleme, ceva din partea locuitorilor, din partea cetățenilor, din partea aveți ceva de spus, vreo nelămuriri, vreo... Eu sunt, ca să știți că la lucrările astea sunt pas cu pas, lângă ei, stau de vorbă cu oamenii din poartă în poartă, unde să-și pună racordul de apă, unde e racordul de canalizare, le explic că la Răcău se vorbește de 40 de milioane racordul, eu le-am spus nu 40 de milioane, 400 de milioane, păi da, na, dacă vorbesc niște aberații, racordul nu-i costă nimic până la gard. Până la limita proprietății. Nici acordul de canalizare, nici acordul de apă. În plus, pe fonduri europene, ar mai veni și căminul de la din plastic cu capac de plastic, se poate pune numai acolo unde nu calcă tractorul sau vreo mașină de altă, au capacele de plastic. În zone, să nu fie pe unde merg mașinile sau tractoare. Și mai găsăm zone, mai sunt zone unde putem pune căminul de el, iar restul trebuie să-și facă căminul în curte, că n-au vrut să-și lăsă niciodată să-și treacă gardurile unde să poți să treci cu o țeavă, de gaz, de apă, de... N-au lăsat. Dacă n-au lăsat, e tardit de târziu, acum la timpul ăsta. Cam atâta e. Eu vă mulțumesc încă o dată tuturor, da? Pentru realizările care s-a făcut. Mulțumesc, domnule primar. Vă rog să-mi dați și mie voie să iau cuvântul la acest punct. În sectorul meu de activitate aș dori să vă arăt doar câteva probleme. Țin să-i mulțumesc domnului primar pentru activitatea desfășurată pentru amenajarea acelui drum dintre Cașin și... În al doilea rând, îi mulțumesc domnului viceprimar pentru problema prin care se ocupă cu curățenia sectorului de activitate. Aici, da. Vă mulțumesc dumneavoastră pentru participare. Aici, da. Și dacă nu mai sunt probleme, declarăm ședința închisă. Vă mulțumesc. Să fiți sănătoși.